Lucrările de modernizare a străzii Primăverii continuă, însă într-un ritm mai potolit. Și asta după o serie de probleme tehnice ivite și care au necesitat ședințe între factorii implicați pentru găsirea soluțiilor. Primarul Ovidiu Portariuc a declarat că trece în fiecare zi prin zonă pentru a vedea cum decurg lucrările. În comunicare între proiectant, diriginte de șantier și constructor, i-am rugat să... Nu e doar vorba de comunicare, e vorba și de problemele tehnice care apar și care trebuie soluționate rapid. Unele dintre probleme sunt destul de complexe. Astăzi, de exemplu, se finalizează lucrările la trotuare în zona buclei de întoarcere a tramvaiului, se montează pavelele de-a lungul șinelor și se execută ridicarea la cotă a gurilor de scurgere. De asemenea, se pregătește partea de carosabil unde urmează să fie turnat asfaltul. Urmează zilele următoare să fac recepția calitativă a stratului de suport pregătit și imediat după asta se continuă activitatea de turnare asfaltului. Reprezentanții companiei care se ocupă de modernizarea arterei și-au exprimat ieri nemulțumirea față de colaborarea pe care o au cu dirigintele de șantier din partea primăriei. Întâmpinăm probleme de comunicare și mai ales cu domnul diriginte de șantier, domnul inginer Schipor. Dumnealui mai mereu nu este de aici, ori pe concediu medical, ori în liber, ori e supărat și trece numai din mașină. Constructorul Victor Mihalache a dat asigurări că lucrările vor fi terminate până în luna octombrie din acest an.